seara, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Ștefan și iată că ne reîntâlnim la o nouă ediție a emisiunii Universul Medical. În această seară vom vorbi despre glaucom, deci iată că ne adresăm iar afecțiunii ochilor, unei afecțiuni a ochilor foarte importantă de altfel. Și pentru aceasta o avem invitată pe doamna doctor Mihaela Pienaru, medic primar oftalmolog. Bună seara, doamna doctor. Bună și bine seara. Ați revenit. Bine v-am găsit. Cei care ne-au urmărit până acum cu siguranță vă știu și de asemenea a existat și un feedback, ca să spun așa, în urma informațiilor pe care le-ați oferit telespectatorilor. Iată că de această dată vorbim despre glaucom. În emisiunea trecută am vorbit despre cataractă. Acum avem glaucomul de asemenea. Și așa cum se spune că doar prin intermediul ochilor noi primim 90% din informații. Iarăși glaucomul, se spune că în lume sunt 70 de milioane de oameni afectați de această afecțiune, iar jumătate nici nu știu. De asemenea, la nivel mondial se estimează un număr de bolnavi de glaucom între 65 și 105 milioane, dintre care 10% sunt deja în stadiul de orbire bilaterală, despre care o să vorbim mai târziu. În România nu sunt niște statistici exacte, dar se pare că 160.000 de persoane sunt afectate de această boală și se estimează tot așa că 50% dintre bolnavi nici nu știu că suferă de această afecțiune. Haideți atunci să le spunem telespectatorilor exact ce este glaucomul. O întrebare, cum ați spus și dumneavoastră, destul de dificilă, deși pare simplă. Da, este dificilă pentru că acest glaucom este un complex de afecțiuni care în final evoluează până la moartea celulelor ganglionare retiniene. Deci al doilea neuron pe calea optică. Aceste celule se află în retină, da? Dacă pe schemă. Aici este fundul ochiului și aici sunt straturile retinei cu receptorii, celule pigmentare și aici se află al doilea neuron de pe calea celulele multipolare, al doilea neuron de pe calea optică. Axonii acestui neuron formează nervul optic. Da? Acest nerv optic suferă în glaucom. Glaucomul este o neuropatie optică. Cum suferă? Prin proastă vascularizație, și acesta este un mecanism, da? Sau prin presiune mare în interiorul ochiului. Cele două mecanisme pe înțelesul tuturor, să spun. Pentru proastă vascularizație a nervului optic sunt mecanismele vasculare, ischemice, iar pentru presiune din interior sunt alte mecanisme, da? De producere a umorului apos, care în exces creează această presiune intraoculară. Chiar voiam să vă întreb, când se produce această tensiune intraoculară, această presiune, de fapt? Această presiune intraoculară se produce atunci când se sclerozează calea de filtrare, deci calea de eliminare a umorului apos din ochi. Da? Se sclerozează datorită vârstei, datorită factorilor genetici, din diverse motive. Vom vorbi. Asta e glaucomul cu unghi deschis. Există glaucomul cu unghi îngust sau glaucomul cu unghi închis este deja glaucom acut. Glaucomul cu unghi îngust în care irisul, partea colorată care o văd pacienții, da? Acest iris se lipește de cornee, popular se spune geamul ochiului. Da? Da. Deci aici se închide spațiul acesta pe unde se elimină umorul apos din ochi. Și nu se mai poate elimina. Atunci se acumulează umor în ochi și crește presiune. Da. Dragi telespectatori, dacă doriți să intrați în direct cu doamna doctor, o puteți face sunând la numărul afișat pe ecranul televizorului. Ce alte cauze mai sunt în apariția glaucomului?
există glaucom congenital. Deci atât că este... deja vorbim despre tipurile de glaucom. Da, este în mare sunt două categorii. Glaucomul primar și glaucomul secundar altor afecțiuni. Glaucomul primar poate fi glaucom cu tensiune, cu unghi deschis, deci cu tensiune crescută, sau glaucom cu tensiune normală. Acest glaucom cu tensiune normală are mecanisme mai mult ischemice decât prin presiune crescută. Există glaucomul cu unghi deschis, când se strică, da, permeabilitatea aceasta din, de unde trebuie să... E un fel de... ca să-și poată imagina pacienții un soi de buret prin care trebuie să treacă, dintr-o parte în alta, trebuie să treacă un lichid. Când acest burete se îmbâxește, se astupă porii, da, nu mai poate să treacă lichidul. Da? Prin sclerozare, prin... se adună pigment irian, se adună tot felul de este substanțe. Ca acel burete pentru vase folosit exact, o... da. Ei, în exces. Atunci se astupă calea de scurgere și crește presiune. Această presiune mare este exact ca un ciocan care bate pe fibrele, pe celulele retiniene și în continuare pe fibrele nervului optic. Dar cum se simte această presiune? Pacientul prin durere. Deci pe pacient îl doare ochiul respectiv. Dacă presiunea este și mai mare, îl doare chiar jumătatea respectivă de cap. Se cheamă hemicranie. Da? Dreaptă sau stângă? Da. Am să-i rog și pe colegii din regie să vizionăm primul insert din această seară, cum apare glaucomul și chiar o să vă rog pe dumneavoastră, pe marginea imaginilor, tot așa să le mai dați câteva informații telespectatorilor, dar nu înainte de a lua un telefon. Bună seara! Bună seara! Cum vă numiți? Adam Dumitru mă numesc. Vă ascultăm. Am avut, doamna doctor, o emisiune la televizor acum ceva timp în urmă. Da. Și am reușit să aflu unde are policlinica și dacă lucrează și spitalul județean. Pe doamna doctor Dau găsiți la spitalul județean, iar pentru policlinică colegii din regie vă vor oferi informații. Mai doriți să o mai întrebați ceva pe doamna? Vă vor spune la ce clinică o găsiți pe doamna doctor. Bine, mulțumesc, România, multă sănătate și emisiune plăcută în continuare. Mulțumim frumos, la revedere, sănătate. Iată că avem și filmulețul. Da. Acolo sunt părțile anatomice ale globului ocular, conjunctiva, retina. Cum pătrunde lumina în ochi și impresionează celulele pigmentare și retina. Cum se transmite informația spre centrii optici. Se aprinde beculețul. Exact. Da. Aceea este camera anterioară, deci între cornee și fața anterioară a irisului și orificiu pupilar. Este, da, unghiul între rădăcina irisului și cornee și scleră, cornee. Acolo este corpul vitros. Este ca un gel care menține forma rotundă a globului ocular, mai alungită, nu chiar rotundă. Da. Iată că am avut și o imagine video prin care să puteți explica mult mai bine despre ce este vorba. Haideți să vorbim puțin despre factorii de risc în apariția glaucomului.
Există? Există factori de risc. În primul rând, glaucomul are marcă genetică. Deci, toți pacienții care au în familie mamă, tată, mătușă, rude cu glaucom, trebuie să se programeze și să-și facă un consult ocular, mai ales după vârsta de 40 de ani. Deci factorul genetic, primul lucru. Vârsta de 60 de ani, la fel, este un factor de risc. După 60 de ani, indiferent că au sau nu au rude cu glaucom, o dată pe an trebuie să-și facă un consult. Consult care să nu însemne numai prescriere de ochelari, că nu mai văd să citească. Un consult cu tensiune oculară, cu fund de ochi, cu absolut tot ce înseamnă consult oftalmologic complet. Normal, un consult oftalmologic, la cât timp trebuie făcut? Dacă nu prezintă nicio acuză, o dată pe an, după 60 de ani. Dacă au vreo problemă oftalmologică, o dată la 6 luni. Dar ce vreau să vă întreb referitor la acest glaucom? Este cumva o boală contagioasă? Nu. Pentru că foarte multă lume își pune problema că este o boală contagioasă. Nu, nu. Nu are cum. Contagios înseamnă printr-un germen, infecțios. Deci nu se ceva ia care prin se transmite. Nu. Dar nu. În cazul acesta... Este o boală, păi, am și spus prin factorii care caracterizează această boală, n-am menționat niciun virus, nicio bacterie, nimic. Exact. Deci nu există contagiozitate prin ciuperci, virus, bacterii sau altceva. Da. Mai avem un telefon. Bună seara! Alo? Alo, bună seara! Cum vă numiți? Cum vă numiți? Adam Nicolae. Vă ascultăm. Ce întrebare doriți? Ce întrebare doriți? Da, mă întreb și eu. Am o dezlipire de retină la uitul stâng. Ce se poate face? Puteți să repetați, vă rugăm frumos? Nu v-am înțeles. Deci mă numesc Adam Nicolae. Da. Și am dezlipire de retină la uitul stâng. Dezlipire de retină. Iar acum mă doare și ochiul drept, exact cum a povestit doamna cu durerea o jumătate de cap. Ce s-a întâmplat? N-am cum să știu ce s-a întâmplat atâta timp cât nu sunteți examinat. Deci trebuie să mergeți la un consult oftalmologic. Numai din faptul că vă doare ochiul, așa cum am spus în altă emisiune dinainte, sunt extraordinar de multe cauze pentru care ochiul poate să doară. Se da. Poate să aveți o afecțiune foarte simplă și banală și să vă doară ochiul, sau se poate să fie ceva foarte serios. Deci primul lucru care trebuie să-l faceți este să mergeți la un consult oftalmologic în care... Repet, să se ia și acuitate vizuală și să se ia și tensiune oculară și să se facă și fund de ochi. Să poate doar cu doamna doctoră să fac și o programare? Dacă se poate să facă o programare la dumneavoastră. Da, se poate, bineînțeles. Da. Cum să nu? Da, și există vreo carte de vizită sau un număr care poate să contacteze? Cum să nu, tot așa, colegii din regie vă vor oferi informații referitoare la cum puteți să o contactați pe doamna doctor. Da? Cum să nu? Da, doamnă, da. Deci se poate oricând. Ce program are la birou acolo, la clinică? Vă vor spune colegii din regie. Vă vor da aceste informații, vă vor răspunde la întrebări. Este bine așa? Mulțumim frumos pentru intervenție. Bun. Iată că domnul a spus de o dezlipire de retină. Poate să... Dezlipirea de retină, dacă este... Acum, n-a spus tot. Este operat, nu este operat.
pentru această dezlipire de retină. Dacă este operat și este operat prin vitrectomie și introducere de ulei de silicon, acesta poate să determine secundar creșterea tensiunii oculare. Dacă i s-a scos uleiul de silicon, deci trebuie mai multe lucruri menționate. O simplă întrebare, am dezlipire de retină și nu spune în ce stadiu, în ce... Nu pot să îmi dau seama exact care este cauza durerii la ochiul cu dezlipirea de retină. La ochiul care nu are dezlipire de retină sau ochiul celălalt, repet, trebuie examinat. Da. Apare la ambii ochi glaucomul dintr-o dată sau apare pe rând? Poate să apară pe rând. Poate să apară și la ambii ochi dintr-o dată. În glaucomul cu unghi îngust există o conformație a ochiului. Și dacă există la un ochi, cel mai probabil să existe și la celălalt ochi. Acest unghi îngust, da? Da. Este o conformație care probabil există la amândoi ochii deodată. Și atunci glaucomul apare la amândoi ochii deodată. La glaucomul cu unghi deschis există grade diferite de ischemie a nervului optic sau de înfundare a căii de scurt, de ce am spus mai devreme cu burețelul, ce am explicat, da? La un ochi se poate să se obstrucționeze calea aceasta mai devreme și la celălalt mai târziu. Deci poate să existe glaucom cu evoluție diferită la cei doi ochi. Da. În afară de această durere de cap și de presiunea pe care o poate simți pacientul, ce alte simptome mai prezintă? Îi scade vederea. Din cauza că există presiune mare, se edemațiază cornea, adică se tulbură cornea și nu mai vede pacientul. Și bineînțeles că neapărat trebuie să se prezinte la un serviciu oftalmologic. Criza, glaucomul acut, este bine să fie tratat în spital. Pentru că întâi trebuie făcut un tratament de hipotonizare a globului ocular prin perfuzii cu manitol, prin medicație care trebuie urmărită de medic, da? Intraspitalicesc. Și de-abia după ce scade presiunea, poate să fie operat. Deja în criza de glaucom nu prea mai merg medicamentele. Există 3 etape de tratare a glaucomului primar cu unghi deschis și anume, întâi cu picături, se cheamă tratament topic. Și aceste picături sunt de mai multe feluri, de mai multe clase de medicamente. Și se introduc treptat în tratament, deci nu se dau toate deodată. Treptat în funcție de progresia bolii. Da? A doua etapă după tratamentul medicamentos este tratamentul cu laser. Dacă există progresie, deci prin analize, mai ales câmpul vizual sau OCT, tomografie în coerență optică, da? Se observă progresie în lezarea acestui a nervului optic, atunci se trece la tratamentul chirurgical. Da. Deci dacă nu poate fi stăpânită boala medicamentos și medicamentos plus laser, atunci se trece la chirurgie. Da. O să revenim asupra felului în care se poate trata și tratamentul care se aplică pentru glaucom, dar ce nu am spus de la începutul emisiunii și am să vă întreb eu acum, glaucomul duce la orbire? Da. Definitivă. Da. Este una din cauzele de orbire. Și tocmai prin asta trebuie monitorizat foarte atent
să se păstreze cât mai mult vederea. Deci un pacient care își pune foarte conștiincios picăturile și vine la control și își face controlul atât control medical, cât și control prin imagistică, ce am spus mai devreme, câmp vizual OCT, tomografie în coerență optică, atunci se observă progresia și medicul știe ce are de făcut. Dar dacă pacienții vin și spun, da, mi-am pus picături luna asta, da, luna cealaltă nu mi-am pus că nu știu de ce, dar nu vreau să-mi fac câmpul vizual, dar dați-mi picături numai așa că să mi le dați în continuare pe celelalte, e, atunci șansele spre orbire sunt mult mai mari. Da, deci iată că există și acest gen de pacienți, da, care nu... Și din păcate sunt mulți tocmai din cauza că nu există educație pentru sănătate. Da, asta așa este, din păcate, de aceea și noi cu această emisiune încercăm să... Care sunt foarte binevenite și da, trebuie felicitată... Mulțumim frumos, să le aducem la cunoștință cât este de important să fie sănătoși, pentru că cine nu trece sau cine nu suferă de o anumită boală, de o anumită afecțiune care să aibă repercursiuni majore în afectarea sănătății, nu prea poate conștientiza exact ce se întâmplă, dar cei care au trecut... Cu siguranță știu că este foarte important să ai grijă de sănătate și să mergi periodic. Da, și mai ales că pacienții care nu văd sunt foarte dificili și pentru cei din jur. Așa este. Deci viața lor este grea, atât pentru ei, cât și pentru cei din jur. Așa este. De aceea există vorba aceea. Nu știu cât de greu este bolnavului, dar știu cât de greu îmi este mie. Iată da. Că mai avem un telefon. Bună seara! Bună seara! Fiți amabilă! Înainte de a mă prezenta, vreau să o salut pe doamna doctor și să spun că mă numesc Elena Petroiu. Da. Bună seara! Așa, și aș dori să știu dacă persoanele suferinte de glaucom care consumă alcool sunt predispuse pentru creșterea tensiunii oculare. Dacă persoanele care suferă de glaucom și sunt consumatoare de alcool, consumând alcool crește presiunea intraoculară sau nu? Alcoolul distruge celulele nervului optic alături de presiunea intraoculară. Deci se sumează cele două efecte. Deci atât că poate grav... Dar nu alcoolul determină creșterea. Da? Deci se sumează efectele celor două. Da. Efectul toxic al alcoolului se însumează cu efectul destructiv al presiunii crescute intraoculare. Ceea ce conduce la o agravare a... La orbire mai rapidă. Da. Dar există și persoane... Vă mulțumesc! Și noi vă mulțumim! Există și persoane care rămân nevăzătoare numai prin consum de alcool. Deci, este foarte toxic. Mai ales alcoolul metilic este cumplit. Și din păcate sunt consumatori și de alcool metilic, nu numai de alcool etilic. Da. Iar efectele alcoolului, așa cum știm, se revarsă asupra întregului organism, nu numai asupra ochilor, deci afectează întregul organism. O persoană care suferă de cataractă poate să sufere și de glaucom în același timp? Da. Sunt două afecțiuni diferite. Foarte multe persoane după 60 de ani suferă și de cataractă și de glaucom. Pentru că
Glaucomul se referă la presiunea intraoculară. Vorbesc de glaucomul primar cu unghi deschis, da? Da. Iar cataracta se referă la opacifierea cristalinului. Deci sunt două lucruri diferite. Aici s-a înfundat buretele și aici s-a opacifiat. Sunt două lucruri care pot să apară. Și într-o astfel de situație? Într-o astfel de situație sunt cazuri în care, de exemplu, un glaucom cu unghi îngust, cea mai bună operație pentru glaucom este operația de cataractă, pentru că eliberează spațiu și se deschide unghiul. Deci, da? Iată, în deci momentul sunt... în care pacientul are ambele afecțiuni, mai întâi se tratează cataracta? Da. Și după aceea... Și concomitent glaucomul prin picături medicamentos. Există glaucomul cu unghi deschis, în care cataracta afectează în mod foarte evident și este operată. Și de-abia după ce s-a eliberat calea optică pentru a putea examina fundul de ochi și a examina capul nervului optic, de-abia după operația de cataractă observi modificări la nervul optic și îți dai seama că există totuși afectarea nervului optic. Presiunea normală este între 12 și 21 de milimetri coloană de mercur. Dacă este o presiune intraoculară mai mult de 21, de regulă se tratează cu ca glaucom, cu picături la început și după aceea, v-am spus, laser și chirurgical. Iar pacienții care suferă de afecțiuni cardiovasculare sau de diabet sunt predispuși glaucomului? Hipertensiunea, da, ar fi un factor favorizant. Dar diabetul afectează tot ce înseamnă microcirculație în tot organismul. Există neuropatia optică din cadrul diabetului. Există modificări la nivelul retinei, a fundului de ochi din cauza diabetului. Deci în ochi există mai multe boli deodată. Un diabetic poate să aibă glaucom, poate să aibă cataractă și poate să aibă și retinopatie diabetică. Trei boli în același ochi. Așa este. Dragi telespectatori, luăm o scurtă pauză, revenim.